Împreună la Cartea 2 Samuel, capitolul 24, Cartea 2 Samuel, capitolul al 24-lea, pagina 353. Voi citi aproape tot capitolul 24, de aceea trebuie să mă urmăriți cu atenție. Vor fi câteva fragmente pe care le vom trece cu vederea, dar în principiu citim aproape tot capitolul 24. 2 Samuel, capitolul 24, ne prezintă 6 semne care arată clar că un om la un moment dat se îndepărtează de Dumnezeu. Versetul 1. Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii, care era un fel de ministru, care se afla lângă el, i-a zis așa: străbate toate semințiile lui Israel, de la Dan până la Berșeba, ca să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să facă poporul 100 de ori mai mare și împăratul domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul domnul meu să facă lucrul acesta? Observați care este motivația. Versetul 4, împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpeteniilor oștirii. Și Ioab, ministrul apărării, și căpeteniile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. Citim versetul 8 și 9. Au străbătut astfel toată țara și au ajuns la Ierusalim după 9 luni și 20 de zile. Ioab a dat împăratului numărul poporului. Erau în Israel 800 de mii de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda 500 de mii de oameni. În total o armată de 1.300.000 de mii de oameni. David a simțit cum îi bătea inima. Poate să se traducă și cu: David a simțit că îl mustra conștiința. După ce a făcut această numărătoare a poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prin prorocul Gad, văzătorul lui David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți pun înainte 3 nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi? Adică să suporți tu consecința alegerii tale greșite. Să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtorare. Of, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite. Dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Și noi câteodată scoatem versetul acesta din context și spunem că aceste cuvinte ale lui David au fost înțelepte. Veți vedea că n-au fost foarte înțelepte, pentru că alegerea pe care o face mai apoi suportă consecința acestei alegeri tot poporul. Cele 3 zile de ciumă înseamnă 70.000 de morți. Versetul 17 spune Biblia că David, văzând că îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: iată că am păcătuit. Și aici e o propoziție care înseamnă pocăință. Eu sunt vinovat, nu poporul acesta. Eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta să se îndrepte dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. Îi spune Biblia că în ziua aceea Gad a venit la David și i-a zis: suie-te și înalță un altar Domnului în aria lui Arauna Iebusitul.
Versetul 23. Aravna a dat împăratului totul, adică vrea să-i facă o sponsorizare. Și Aravna a zis împăratului, versetul 23, Domnul Dumnezeul tău să te primească. Dar împăratul a zis lui Aravna următorul lucru. Nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care să nu mă coste nimic. Pentru că pocăința și întoarcerea la Dumnezeu costă. Și nu costă bani, ci costă lacrimi, costă zdrobire înaintea lui Dumnezeu. Căci nu putem primi iertare de la Dumnezeu dacă nu vom suporta acest cost aici și acum. Amin. Vă rog să vă așezați. Știu că așteptați. Sunteți bine? Obosiți? E o constatare pe care o putem face cu toții foarte ușor. Noi, ca și nație, ca popor, ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu. În textul pe care l-am citit, vedeți împreună cu mine 6 semne ale faptului că un om alege la un moment dat să se îndepărteze de Dumnezeu. De ce am spus că noi ca nație ne îndepărtăm de Dumnezeu? E foarte clar lucrul acesta, e ușor de văzut. E o emisiune pe care s-ar putea să o fi văzut și dumneavoastră, se numește Izolați în România, făcută de cei de la TVR, care poate fi găsită pe YouTube, dar vă rog, nu în timpul predicii mele. Și emisiunea aceasta prezintă tot felul de oameni, în general foarte în vârstă, rămași izolați într-un sat, doar 1, 2, 3, 4. Ce mi se pare remarcabil, în proporție de 99%, oamenii aceștia sunt ortodoxi. Sunt drept credincioși. Și dacă ați văzut emisiunea aceasta, știți bine că dialogurile purtate de reporteri sau de cel care întreabă cu acești oameni în vârstă, în proporție de 90% ajung la Dumnezeu de fiecare dată. Oamenii aceia în vârstă, care supraviețuiesc acolo, izolați, undeva într-un vârf de munte, într-un sat părăsit și uitat de oameni, dar nu uitat de Dumnezeu. Orice întreabă reporterul, întotdeauna răspunsul e ceva despre Dumnezeu. Nu știu, absolut orice. Dacă întreabă de casă, da, casa asta am făcut-o, dar am făcut-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Absolut orice, dar drumul nu-i greu până aici, nu, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să ajungem până aici. La un moment dat, într-o emisiune de felul acesta, reporterul, dorind cumva să schimbe subiectul, îi spune unei bătrânici, pentru că bătrânica avea niște animale și avea un măgăruș, și zice, tanti, da, cu măgărușul acesta ce e aici? Păi zice, m-am gândit să țin un măgăruș pentru că Domnul Iisus când a intrat în Ierusalim a intrat călare pe măgăruș. Deci absolut orice discută reporterul, discuția până la urmă ajunge tot la Dumnezeu. Mă gândesc la noi, cei care trăim astăzi. Când ne întâlnim, discutăm de pandemie, discutăm de politică, discutăm de orice altceva, mai puțin de Dumnezeu. Chiar dacă ai fost bine cândva, chiar dacă ai fost credincios odată, există semne care arată foarte clar atunci când un om se îndepărtează de Dumnezeu. Poate ai crescut într-o familie de oameni credincioși. Tatăl și mama ta au fost oameni de religie ortodoxă, care au pus în sufletul tău o anumită frică de Dumnezeu și totuși, la un moment dat, ai luat-o, cum zice românul, pe arătură. Te-ai îndepărtat de drumul pe care ai pornit cândva în tinerețea ta. Poate ești un copil al bisericii acesteia sau ai pornit dintr-o casă de rugăciune și s-a întâmplat ceva pe parcurs. Te-ai îndepărtat de Dumnezeu. David spune astăzi, de ce David se îndepărtează de Dumnezeu? Pentru simplu motiv că face
numărarea poporului, e puțin absurd. Orice om de afaceri știe că nu poate să funcționeze o afacere dacă nu știe câți angajați are. Aș zice că nu ești mare om de afaceri dacă nu știi nici măcar tu câți angajați ai. Și am spune astăzi că e cumva ilogic de ce Dumnezeu îl acuză pe David că face numărătoarea poporului. Secretul îl găsim în ceea ce spune ministrul apărării Ioab, care îl întreabă pe David, de ce vrea Domnul meu să facă lucrul acesta? Adică, ce se află în inima ta când îți dorești acest lucru? Știu, cei care cunoașteți Biblia, vă aduceți aminte că undeva în Exodul, la un moment dat, chiar Dumnezeu îi cere lui Moise să numere poporul. Și există o carte în Biblie pe care nu prea o citim cu mare bucurie, se numește Cartea Numerilor, unde despre asta se vorbește, despre numărarea poporului. Așadar, numărarea în sine nu e neapărat păcătoasă, ci după cum vom vedea împreună în seara aceasta, ceea ce e baie aici. Problema în cazul de față e inima din spatele acestei hotărâri. E motivația pe care David o are în sufletul lui, în inima lui, o motivație pe care numai Dumnezeu o vede. Ne îndepărtăm de Dumnezeu și trebuie să constatăm lucrul acesta. Tot mai mult ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și vreau să vă avertizez asupra unui lucru. Poți să fii pornit bine în viață. David, când face greșeala aceasta, avea undeva între 65-70 de ani. Biblia nu ne spune cu exactitate cât, oricum era la sfârșitul vieții undeva. Nu era departe de sfârșitul vieții. Avea undeva între 65, așa cum v-am spus, și 70 de ani, după ce 40 de ani a condus poporul lui Dumnezeu și iată că nu-i niciodată destul de târziu să o iei pe arătură. Există așa numită criză în cazul unora de la mijlocul vieții. Sunt oameni la care te uiți și spui, mă, omul ăsta a pornit-o bine, a pornit-o sănătos în viață. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva cu el. Și poate n-ai văzut, dar în viața lui erau niște semne și cine a fost aproape de el, cu siguranță a văzut semnele acestea. Și despre aceste semne vreau să vă vorbesc în această seară, despre semnele îndepărtării de Dumnezeu. În textul pe care l-am citit mai e ceva ciudat despre care vreau să vă vorbesc. Atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu, vreau să vă avertizez, niciodată cel care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu nu este Dumnezeu. Știu că am citit primul verset și a părut cumva ciudat. De ce? Pentru că Biblia spune în primul verset că David hotărăște să facă numărătoarea poporului și vreau să citiți împreună cu mine, atunci când Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și a stârnit pe David să facă această numărătoare. Acum, versetul acesta pare că se contrazice cu un alt verset din Cartea Cronicilor, în 1 Cronici, capitolul 21, cu versetul 1, Biblia spune că Satana l-a ațățat pe David să facă numărătoarea poporului. Și noi știm că întotdeauna când interpretăm Biblia, și eu vă garantez lucrul acesta, niciodată Biblia nu se contrazice, întotdeauna când interpretăm Biblia, nu luăm un verset de aici, mai luăm un verset de acolo și ne facem din asta o părere despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, ci întotdeauna Biblia se interpretează cu Biblia. De ce aici spune că Dumnezeu e cel care, într-un fel sau altul, cauzează asta în viața lui David? Răspunsul e simplu. Pentru cei care cunoașteți Biblia, știți că această carte este o carte istorică. Cartea 1 și 2 Samuel și apoi 1 și 2 Împărați sunt un fel de istoria poporului evreu. Dar e o istorie scrisă din perspectiva omului, din punctul de vedere a istoricului evreu. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că din punctul de vedere a unui om simplu, toate lucrurile sunt îngăduite într-un fel sau altul de Dumnezeu. Dar dacă ne uităm în Cartea Cronicilor și practic Cartea Cronicilor prezintă aceeași istoria lui Israel și prima dată când citești Biblia ți se pare ciudat, mă, se repetă parcă aceleași povestiri într-un fel sau altul, mai întâi le găsim în 1-2 Samuel, 1-2 Împărați și apoi le găsim 1 și 2 Cronici povestite încă o dată, dar Cartea Cronicilor prezintă aceeași istoria lui Israel, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere. Argumentez pentru cei care cunoașteți Biblia, citiți Cartea Cronicilor și veți vedea că acolo aproape nu se vorbește deloc despre Saul. De ce? Că în ochii lui Dumnezeu Saul n-a domnit prea mult peste Israel. Cartea Cronicilor e ca și cum am filmat de undeva de sus.
E ca și cum astăzi, am văzut că aveți aici camere de filmat, cineva ar filma de aici, de jos, asta înseamnă 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați, e perspectiva omului și pe de altă parte, Cartea Cronicelor e perspectiva de sus. De ce? Pentru că din punctul lui Dumnezeu de vedere, cel care ispitește, cel care ațâță cu păcatul, este întotdeauna diavolul. Biblia spune foarte clar în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 13, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Dumnezeu nu tentează pe nimeni. Dumnezeu nu face un om să păcătuiască și după ce îl face să păcătuiască să spună acum te-ai îndepărtat de mine, meriți să fii pedepsit. Dumnezeu nu face asta, ar fi logic. Ci lucrurile se desfășoară în felul următor. Toate lucrurile se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că după bobotează, după momentul botezului Domnului Iisus, spune Biblia în Matei, în capitolul 4, ceva foarte interesant. Și eu când am citit prima dată, mi-a izbit așa privirea și mintea. Zice acolo că Duhul Sfânt l-a luat pe Domnul Iisus și l-a dus în pustiu ca să fie ispitit. Dar nu Duhul Sfânt îl ispitește. Ce spune Biblia acolo în Matei 4 cu 1? Că cel care îl ispitește este satana, este diavolul. Asta ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu îngăduie ca fiecare dintre noi în viața aceasta să trecem prin tentații, să trecem prin momente în care suntem ispitiți. Dumnezeu le îngăduie, diavolul e cel care atâță la păcat, diavolul e cel care ispitește și omul alege ce să facă până la urmă. Cel mai la îndemână e să dai vina pe alții. Și noi românii suntem experți la chestia asta. De ce ne-a venit la biserică? Da, păi, zice, diavolul. Dar de ce nu, de ce faci treaba asta? Satana. Apropo de chestia asta, mi-aduc aminte, eram odată în tren și trebuie să iau Biblia să vă povestesc. Și eram cu Biblia, aveam o altă Biblie mai mare, de student la teologie și în compartimentul în care călătoream erau reprezentanții tuturor naționalităților din România sau, mă rog, nu chiar tuturor, eram eu, reprezentantul românismului ardelean, erau soț și soție maghiari și erau doi gabori și mai erau câțiva. Și drumul acesta, la un moment dat, pornea de la Oradea, trebuia să ajung la București, pe drumul de la Oradea la Cluj, domnul de etnie maghiară cu cei doi domni gabori au avut o discuție în limba maghiară. Acum, o parte din ea am înțeles-o și eu. S-au certat puțin. La un moment dat, cei doi domni au vrut să deschidă fereastra la compartiment să-l dea afară în mers pe domnul de etnie maghiară, dar pentru că trăim în România, nu se deschidea fereastra. Ceea ce e bine. Era înțepenită. Eram la clasa a doua, sau dacă mai există și a treia, habar n-am. Și în sfârșit am ajuns la Cluj, de la Oradea la Cluj, trenul merge ceva mai greu, am ajuns la Cluj, domnul maghiar cu nevastă s-a surdat jos acolo și acum mă gândeam, rămân eu cu ăștia doi în compartiment. Așa că mi-am luat o Biblie, aveam Biblia cu mine și am pus Biblia să vadă că sunt omul lui Dumnezeu, am ținut-o așa. Mă uitam la ei. N-a trebuit mult să-mi spună unul, zice, să uită unul la altul, zice, unde te duci? Și abia așteptam întrebarea asta. Sunt student la teologie, mă duc la București să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și am dat un răspuns din ăsta așa ultra serios. Și zice, la teologie? Vrei să te faci preot? Mă întreabă unul dintre ei. Și nu știam cum să le spun, că-s pocăit. Zic că eu sunt neoprotestant. Mă întreabă unul, neo-ce? Neoprotestant. Pocăit, se uită unul la altul, se uită la mine și unul întinde mâna, zice, pace frate, momentul ăla mi-a stat inima în loc. Zice, ai văzut cum lucrează diavolul? Zic, când? Când zice, l-a pus pe domnul ăla maghiar cu nevastă să aci lângă mine pentru că noi altfel n-am fi vorbit așa cum ne-ai auzit tu că vorbim. El a îndemână să dai vina pe diavolul pentru orice în viața asta, absolut pentru orice. De ce nu te pocăiești? Satana. Ispita-i mare. De câte ori n-am auzit chestia asta? De 100 de ori. Ce de 100 de ori? De foarte multe ori.
Dar Biblia ne spune aici foarte clar că cel care ațâță este diavolul, Dumnezeu e cel care îngăduie și tu ești cel care alegi. Și Biblia spune aici ceva foarte interesant, că atunci când David alege să facă un pas greșit, spune Biblia că Dumnezeu s-a mâniat. Știți de câte ori scrie în Biblie că Dumnezeu s-a mâniat? De 375 de ori. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e temperamental cum suntem noi, că noi ne enervăm, că ne iese unul cu mașina în față, că nu ne ascultă pruncii, că ne-o zis careva, ne-o întors careva vorba, sau știu eu ce chestie de felul acesta. Nu! Dumnezeu nu e temperamental, Dumnezeu nu se enervează ușor. Biblia spune în Exodul, capitolul 34, cu versetul 6, că Dumnezeu este încet la mânie. Dar atunci de ce scrie în Biblie că Dumnezeu s-a mâniat de atât de multe ori? Știți de ce? Pentru că mânia lui Dumnezeu nu este expresia temperamentului lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este expresia caracterului lui Dumnezeu. Și dacă m-ar întreba cineva care este lucrul care îl caracterizează pe Dumnezeu, în primul rând, a zice că principalul lucru care îl caracterizează pe Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că în prezența lui Dumnezeu, în Isaia, în capitolul 6, versetul 3, știți dumneavoastră despre ce vorbesc, există o categorie de îngeri numiți serafim, și serafim se traduce în limba română cu cei care ard. Atunci când Isaia îi vede, îngerii ăștia erau așa de plini de lumină dumnezeiască, încât păreau niște ființe care sunt în flăcări. Și îngerii aceștia, spune Biblia, repetă un singur lucru în prezența lui Dumnezeu: sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeul oștirilor. Dumnezeu este dragoste, dar dragostea nu este Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este sfântă, bunătatea lui Dumnezeu este sfântă, atotputernicia lui Dumnezeu este sfântă. Vă aduceți aminte că mai demult în bisericuțele noastre simple de la țară erau tablourile acelea cu versete din Biblie? Când eram copil, știu că unul dintre versetele ce se găseau în toate bisericile evanghelice era: sfințenia este podoaba casei tale. De ce? Pentru că principala calitate a lui Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu. Sau cum spun evreii, Dumnezeu este El Kadosh, este Dumnezeu sfânt. Dar când spui sfânt, întotdeauna te gândești la un caracter moral perfect. Dar în Biblie, cuvântul kadosh, în ebraică, sfânt, nu înseamnă doar caracter moral perfect, ci înseamnă separat. Adică Dumnezeu este în mod absolut separat de noi toți. Ce înseamnă asta? Ia gândiți-vă că din clipa asta suntem peste 150 de ani cu toții în rai. Amin la asta. Numai păstorul și vreo trei ori zis amin. Mai zic o dată, peste 150 de ani, fix din clipa aceasta, suntem cu toți în rai. Amin. Vă place pământul? Am ușit peste 150 de ani tot aici. V-am dat mult. Peste 150 de ani, dacă toți îl vom fi urma pe Iisus Hristos, de vom fi în cer, să n-aveți cumva iluzia că vom ști totul acolo. Unii au senzația asta că după ce vor muri, le vor ști pe toate. Niciodată. De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. O veșnicie întreagă, știu că nu-i corect din punct de vedere gramatical să spui o veșnicie întreagă, pentru că veșnicia n-are început și sfârșit. Dar dați-mi voie să mă exprim așa. O veșnicie întreagă vom trăi această aventură a cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea nu ne vom plictisi niciodată în rai. Că mă întreabă unii: mă, dar n-o să fie plictiseară în rai. Nu, că Dumnezeu e infinit. Și o veșnicie întreagă nu ne vom plictisi să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai mult. Dar El întotdeauna va rămâne Dumnezeu, iar noi întotdeauna vom fi creația Lui. El întotdeauna va fi Tatăl, iar noi întotdeauna vom fi copiii, pentru că El este sfânt. O, glorificat să fie numele Lui. Și principala calitate a Dumnezeirii este sfințenia lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu își manifestă sfințenia, Biblia se exprimă prin asta și spune: Dumnezeu s-a mâniat. Încă o dată vă spun, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu își poate stăpâni temperamentul, în niciun caz. Și vă mai spun ceva, dacă în Vechiul Testament avem mai multe manifestări ale mâniei lui Dumnezeu, ne gândim la potop, ne gândim la Sodoma și Gomora, în Noul Testament Biblia spune un următorul lucru. În Romanii, capitolul 2, cu versetul 5, Biblia spune că va fi o zi a mâniei lui Dumnezeu. Știu că astăzi multă lume interpretează pandemia ca o manifestare a mâniei lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, măi oameni buni, dacă și-ar manifesta Dumnezeu mânia, n-a mai fi niciunul în viață. Eu mi-aduc aminte
fix cu 10 ani în urmă, aveam un domn care mă suna de pe vreo 4-5 numere diferite și întotdeauna când ăsta mă suna erau doar vești proaste. Așa că l-am trecut în telefon, așa, vești proaste. Pentru că omul ăsta mă suna numai când se întâmpla câte o nenorocire, câte ceva nasol. Și m-a sunat, mi-amintesc, pe 11 martie 2011 și mi-a zis: uită-te la televizor, zice că e sfârșitul lumii. Și mi-amintesc că pe 11 martie 2011 a avut loc un cutremur, mi se pare, de 8,9 pe scara Richter în Oceanul Pacific. S-au creat mai multe valuri tsunami de vreo 10 metri și astăzi sunt filmate imaginile acelea când valurile acestea lovesc coasta Japoniei, arată înfiorător. Și îmi spune: uită-te la televizor, a venit sfârșitul lumii, îl poți vedea online. Spune Biblia că va fi o zi a manifestării mâniei lui Dumnezeu, dar ziua aceea încă n-a venit. Știți ce spune Isaia? Dacă Dumnezeu și-ar manifesta mânia, zice el, pare mi se în capitolul 64, dacă nu mă înșel, zice: o, Doamne, dacă Tu ai despicat cerurile și Te-ai coborâ, munții s-ar topi înaintea Ta. Ca de un foc care prinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocot, ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea Ta. Pentru că spune Biblia că va fi o zi a manifestării mâniei lui Dumnezeu. Știți care e ziua aceea? Ziua judecății de apoi, în care prea puțini oameni mai cred astăzi. Și tot Apostolul Pavel spune acolo în Romani, capitolul 2, zice că dacă nu te pocăiești, nu faci decât să strângi o comoară de mânie pentru ziua mâniei lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, până la ziua mâniei sunt multe zile de har. Astăzi suntem aici sănătoși, sau mă rog, măcar pe jumătate sănătoși, măcar un sfert sănătoși, dar suntem în casa lui Dumnezeu, e zi de har, pentru că Dumnezeu ne iubește. O, dar dragostea Lui este sfântă, binecuvântat să fie numele. Sunt niște semne clare în viața unui om atunci când omul decide să se îndepărteze de Dumnezeu. Și vreau să vi le prezint, sunt 6, să zic așa, semne pe care vreau să vi le spun de pe acum și după aceea vedem în ce direcție ne ia Duhul Sfânt. Primul semn: atunci când ne încredem în noi mai mult decât ne încredem în Dumnezeu. 2. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când furăm slava lui Dumnezeu. 3. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când facem lucruri bune dintr-o motivație greșită. 4. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când stăruim în rău. Nu că ai căzut odată, că ai păcătuit odată, când nu te lași de un lucru rău din viața ta și știi clar că e rău. 5. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când nu ne gândim la ce urmează după păcatele noastre, la consecința păcatelor noastre. Și 6. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când ne temem mai mult de oameni decât ne temem de Dumnezeu. Am zis că ne îndepărtăm de Dumnezeu în primul rând atunci când ne încredem în noi mai mult decât ne încredem în Dumnezeu. De ce vă spun asta? Păi David, când își face numărătoarea poporului și ajunge la concluzia că are o armată, vă imaginați, de 1.300.000 de oameni. Vreau să vă spun ceva, David n-a avut întotdeauna în spatele lui 1.300.000 de oameni, odată a stat față în față cu Goliat, era aparent singur, dar nu era singur, ci era cu el Dumnezeu. Pentru că marele risc în viața asta e că la un moment dat în viață s-a ajuns la un anumit statut. Ai făcut o școală, ai terminat ceva, ești sănătos, vezi că cineva se îmbolnăvește lângă tine. Ba, i-am auzit pe unii zicând, zice, eu n-am cum să mă îmbolnăvesc, zice, sunt alții care se îmbolnăvesc, ajung grav, eu, zice, am sistemul imunitar, eu fac sport, eu iau nu știu ce medicamente. Dacă sunt undeva, înseamnă că-s mai deștept decât alții, că-s mai bun decât alții, că merge mintea. Dom'le, dacă am ajuns până aici, înseamnă că n-am ajuns eu degeaba. Haideți să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat în Zaharia 4:6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor, aleluia, amin. Știți când se îndepărtează omul de Dumnezeu? Când se încrede prea mult în el. Și acum, dragi părinți, noi astăzi le spunem atât de mult copiilor noștri cât de tari sunt, cât de inteligenți sunt. Și nu mă înțelegeți greșit, nu spun că trebuie să le spunem invers. Dar le umflăm ceea ce se numește în limbajul psihologic al vremurilor noastre self-esteem-ul.
tu ești tare, tu poți prin puterile tale. Dar știi ce spune Biblia? Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. Lucrul acesta se va face nu prin putere, nu prin tărie, zice Domnul, ci prin Duhul meu. Când ai ajuns la un moment dat în viață să spui, mă, am ajuns aici, am terminat școala asta, am realizat treaba asta, toate acestea le-am realizat, că am fost eu deștept, că m-am descurcat eu, că am avut relațiile mele, ăsta este primul semn că un om o semnaliza greșit, că o luată pe arătură. Când începe să se îndepărteze de Dumnezeu, când omul începe să se încreadă în el însuși mai mult decât în Dumnezeu. Vreau să spun ceva, omule, și ascultă-mă bine, dacă nu-i careva atent pe lângă tine, poți să-l faci atent în numele Domnului, să spui ceea ce urmează, e foarte important. Dacă ești astăzi unde ești, ești datorită lui Dumnezeu. Dacă ai realizat ceea ce ai realizat, foarte bine, felicitări, dar ai realizat pentru că Dumnezeu a fost cu tine. Duhul lui Dumnezeu ți-a dat putere, Dumnezeu ți-a dat sănătate. O, dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea ta, n-ai fi făcut nimic din toate acestea. Adu-ți aminte de alții din copilăria ta care au fost mai buni la școală decât tine, care poate au fost mai buni la învățătură decât tine, care au avut o familie mai tare în spatele lor și totuși, uite că n-au ajuns nici măcar la jumătate din locul în care tu ai ajuns. Și dacă ai ajuns aici în seara asta, nu-ți rămâne să spui decât un singur lucru: Doamne, bunătatea ta mă îndeamnă doar la pocăință. Că așa zice Biblia, că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, pe când mândria ne îndeamnă la nepocăință. Când avem senzația că tot ce am realizat, am realizat datorită nouă și forțelor noastre și puterilor noastre, cu siguranță ne îndepărtăm de Dumnezeu. Într-o oază era un băiețel care îngrija caprele lui taică-său. Și băiețelul acesta era într-o oază, v-am spus, și acolo în oază au venit niște cercetători britanici, celebrii cercetători britanici, care tot descoperă în fiecare an secretul vieții veșnice, mă n-ajung la el. Și erau celebrii cercetători britanici în oază, ei voiau să caute acolo o plantă, o plantă foarte rară, care se găsea undeva într-o râpă, într-o groapă, într-o prăpastie, unde, pentru că cercetătorii noștri erau mai... nu puteau coborâ. Așa că l-au văzut pe prunc, l-au văzut pe băiat și au zis așa: măi băiete, fii atent cum facem noi. Te legăm cu o sfoară, te lăsăm să cobori până unde e planta, ne dai nouă planta și ne înțelegem noi, îți plătim și ție ceva. Și băiatul deștept a zis așa: domnilor, sunt gata să fac lucrul ăsta, cu o singură condiție, de capătul sforii să nu țineți voi. Că dacă țineți voi și apare un animal sălbatic, voi mă lăsați acolo. Și ați plecat. De capătul sforii vreau să țină tata. Că dacă pune tata mâna pe sfoară, orice animal ar veni, el nu mă lasă să rămân acolo. Viața ta atârnă doar de un capăt de ață, cum zice românul. Dar de capătul sforii nu ține inteligența ta. Nu țin banii tăi, nu relațiile tale, nu puterea ta, ci Dumnezeu. De câte ori ne-ai zis, mă, doar o fracțiune de secundă, eram în mașină și dacă atunci când am intrat în depășire nu era Dumnezeu, o, dacă nu mă scăpa Dumnezeu de aici, dacă nu întindea Dumnezeu mâna acolo, lucrul acesta nu se va face prin putere sau prin tărie, ci prin Duhul meu. O, dacă n-ar fi ascultat, femeie, Dumnezeu rugăciunea aia pe care ai făcut-o în cămăruța ta când ai adus pe copilul tău înaintea lui Dumnezeu, o, dacă n-ar fi întins Dumnezeu mâna în familia ta de atâtea ori și recunoaște în această seară că ești în biserică, ești în casa lui Dumnezeu, că de câte ori ne-a întins Dumnezeu mâna și dacă suntem împreună în locul acesta, nu ne rămâne decât să spunem cu lacrimi: Doamne, bunătatea ta ne îndeamnă să venim înaintea ta și să ne pocăim înaintea ta. O, dar mult prea mult umflați de ego-ul acestei lumi, ne crede mult prea mult în noi. Și David cade în capcana asta. Ce interesant că însuși David le-a predicat la alții altă dată să nu se încreadă în ei. Să nu se încreadă în oameni, David, dar știți cum e, că e mai ușor să le predici la alții, e mai greu să trăiești tu. David spune în Psalmul 118, versetul 8: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Zice în versetul 9: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.
Dar e ușor să le spun fraților, mă frate, soră, hai putere, măi omule bun, ai putere, dacă când treci tu pe acolo, parcă lucrurile se schimbă. Așa că primul semn că un om nu e ok din punct de vedere spiritual e că se încrede prea mult în sine. Doi, al doilea semn. Atunci când omul fură slava lui Dumnezeu, de ce spun omul fură slava lui Dumnezeu? Ceea ce îl mânie pe Dumnezeu în cazul lui David e că în loc ca David să spună: Doamne, am 70 de ani, sunt gata să mor, sunt gata să plec din lumea aceasta, 40 de ani de domnie au fost nu datorită mie, ci pentru toate, Doamne, numele Tău să fie slăvit. Dar el ce face? El își numără poporul. De ce? Să spună: păi uite, eu am biruit, dar n-am biruit eu degeaba. Aveam aici niște băieți, uitați-vă la ei, unul și unul. 1.300.000, cine e ca mine? Eu sunt șeful lor și sub mine sunt alt șef și după aia alt șef și o armată de 1.300.000 de oameni. Și asta știi ce înseamnă? Înseamnă să fur din slava lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva, tu ai fost creat de Dumnezeu cu un singur scop. Dacă sunt aici adolescenți care au întrebarea asta, de ce sunt eu în lume, știu că mulți au întrebări de genul ăsta la vârsta adolescenței, vreau să spun ceva, Biblia spune de ce te-ai născut. Te-ai născut să aduci slavă lui Dumnezeu. Aveam în sat un băiat pe care îl chema tot Adi și taică-sa era un frate bătrân simpatic. Ăsta tot timpul zicea chestia asta: măi băieți, trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Așa și zicea că noi deja limitam. Când apărea el, iară vine: măi băieți, să trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Prietenul meu a luat-o la un moment dat pe arătură în viață. Bă, înțelegeți, s-a îndepărtat. Și să vă povestesc cum s-a pocăit. S-a pocăit într-un club. Poate se pară ciudat, nu-i de recomandat să meargă careva pe acolo, că cine merge pe acolo nu se pocăiește, dar s-a întâmplat așa, după o vreme îndelungată, într-un club, într-o noapte, zice, cândva pe la 3-4 dimineața, se pune unul lângă mine, după ce s-a bătut pe acolo, nu știu ce-a făcut, zice, se pune lângă mine și zice: măi Adi, nu e așa că fericirea nu e nici aici și că noi ar trebui să trăim pentru slava lui Dumnezeu? Zice, când o zis treaba asta, parcă l-auzeam pe tata, și tata murise deja de mult. Era sâmbătă noaptea, zice, când am auzit vocea omului ăsta, pe care îl cunoșteam așa, dar era un ciudat care n-avea nicio treabă cu Dumnezeu, am zis: mă, până omul ăsta Dumnezeu îmi vorbește. Da, că Dumnezeu poate să facă și lucrul acesta. Era sâmbătă noaptea, zice, a doua zi dimineața, am ieșit din club atunci, imediat, și am zis: a doua zi dimineața mă duc la biserică, prima biserică deschisă, m-am dus dimineața, s-a predicat un predicator o predică, nu mai știu ce, și m-am predat, că și predicatorul s-a mirat că să predă cineva la predica aia, și m-am dus în față și am zis: vreau să-mi predau viața lui Dumnezeu. Și predicatorul întreba: cum? Păi azi noapte, uite ce mi s-a întâmplat. Dar eu vreau să spun, ce faci tu aduce slavă lui Dumnezeu. Felul în care vorbești cu soția ta, felul în care vorbești cu soțul tău, ce trăiești tu în ascuns, gândurile tale, viața ta, nu știu ce spui tu, ce faci tu, toate acestea aduc slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, dă-mi voie să spun că ai luat-o pe un drum greșit și drumul ăsta nu duce decât înspre iad, înspre locul mâniei lui Dumnezeu, te îndepărtează de Dumnezeu. Și dacă vrei în această zi să vii din nou pe drumul cel bun, nu uita, tot ce faci trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Absolut tot ce faci. Nu numai că nu știe tata, nu știe mama, nu știe păstorul, nu știe nimeni, e cineva care știe. Tot ce facem aici, uitați, faptul că oamenii ăștia au venit de la Oradea și au cântat, faptul că astăzi sunt în fața voastră, faptul că tinerii ăștia cântă, faptul că suntem aici adunați, are un singur scop: să aducă slavă lui Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, noi oamenii avem tentația aceasta de a ne încrede în oameni. Și vreau, dați-mi voie ca pastor să vă sfătuiesc un lucru. Nu puneți pe capul nostru ca slujitori cunună de lauri și de glorie înainte să o facă Iisus Hristos într-o zi. Că pe mulți aud, eu îl prefer pe predicatorul ăla, eu pe ălălalt, eu pe ălălalt, și apoi când un predicator nu mai e chiar așa cum ar trebui, vai, dar sunt dezamăgit. Nu vă încredeți în primul rând în oameni, încredeți-vă în Dumnezeu. Dar vă mai rog ceva, nu puneți nici cu un de spini. Ok, nici cu un de glorie și slavă înainte să facă Hristos, dar nici cele de spini, că nu ne plac, să fim sinceri. Dar în tot ce facem, și aici în biserică, și în viața de zi cu zi, dacă vrem să mergem pe drumul bun, tot ce facem noi trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Că mulți se întreabă: mă, dar unde scrie în Biblie să nu fumezi? Eu te întreb, aduce slavă lui Dumnezeu că tu fumezi?
Dar unde scrie în Biblie? Că mulți vin cu chestii din astea, dar unde scrie? Mă, la voi la pocăiți n-ai voie nimic, n-ai voie aia, dar unde scrie în Biblie să nu te duci la bar? Și totdeauna le zic, Biblia e o carte scrisă pentru oameni deștepți. Adică sunt niște principii generale, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat o minte și ne-o luminează cu Duhul Sfânt ca să putem să aplicăm în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Dar e simplu, foarte simplu. Mă, ce fac eu? Aduce slavă lui Dumnezeu sau nu? Punct. Asta e toată morala. Dacă vrei să rezum totul aici, știi tu foarte bine. Biblia zice, feriți-vă de tot ce se pare rău. Și foarte simplu, te gândești, mă, asta aduce slavă lui Dumnezeu, că fac treaba asta, ok? Sau nu? Păi nu, mă zice, că nu mai vorbește lumea. No. Atunci să nu mai faci lucrul ăla. Nu trebuie să zică pastorul, că mulți zic, mă, la voi pastorii trebuie să le ziceți la oameni, ia la stânga, ia la dreapta, nu. Dacă oamenii se ghidează de acest principiu, după acest principiu, cu siguranță vor duce o viață plăcută lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne la asta. Am zis că sunt lucruri care clar ne depărtează. Primul, când ne încredem în noi mai mult, când omul fură din slava lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, e atunci când facem lucruri bune dintr-o motivație greșită. De ce zic lucruri bune? Numărătoarea în sine e un lucru bun. Da, pentru că dacă vrei să conduci o armată, trebuie să știi câți soldați ai. Adică nu zici, mergem la luptă, nu, câți sunteți? V-ați adunat? Nu, hai să mergem. Nu, numai că motivația e problema. Și fiți atenți, e un verset în Biblie, nu știu dacă o să uitați toată predica, dar vă rog frumos versetul acesta să nu-l uitați. Pe mine de câte ori îl citesc, mă lovește la nivelul minții și sufletului meu. Fiți atenți la ce spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 13 cu versetul 3. Și dacă se poate să vă uitați la versetul acesta, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 3, zice așa, fiți atenți. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru crana săracilor, știți ce înseamnă toată averea? Înseamnă toată averea. Știți ce înseamnă toată averea? Tot. Adică să nu mai rămână nimic, nici haina asta, nimic, toată averea, pentru hrana săracilor. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars în interesul științei, să se descopere vaccinul împotriva COVID-ului, și n-aș avea ce? Dragoste. Și acum, uitați, e ceva acolo, nu-mi folosește la nimic. Mă, la nimic? La nimic. Că i-am auzit pe atâția oameni zicând, domnul pastor, dar eu de ce să mă pocăiesc? Că uite câți bani dau eu, păi uite ce fac eu fac voluntariat, eu dau bani în stânga și în dreapta. Dragii mei, vă spun cu tot dragul în această zi. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, pe Cel pe care Biblia numește dragoste, dacă El nu este prezent în viața noastră, toate aceste lucruri care în ele însele sunt bune, nu ne folosesc la nimic. Iisus spune asta în Matei capitolul 6, dacă nu mă credeți, citiți de la versetul 2, când zice acolo, vorbește despre post, vorbește despre dărnicie și vorbește despre rugăciune. Și spune Domnul Iisus acolo foarte clar că toate aceste trei lucruri sunt bune, dar importantă și motivația din care facem lucrurile acestea. Pentru că dacă postești crezând că prin postul în sine, că postul în sine te salvează, te înșel. I-am auzit pe mulți zicând în felul următor. Mă, zice, eu acum mă pun și postez să rezolve Dumnezeu, nu știu, că unul mi-a făcut rău și să mi se întâmple ceva, să scap de omul ăla. Să aud tot felul de chestii de genul ăsta. Unii oameni cred că dacă repet o anumită rugăciune, spun de 10 ori Tatăl nostru, vin la adunare, se învârt în jurul unei biserici. Vreau să vă spun ceva, oamenii ar face orice cu o singură condiție, să nu se pocăiască. Dar Biblia spune că toate aceste lucruri care sunt bune, că noi cu asta ne lăudăm. Eu când m-am pocăit, eu sunt din familie de pocăiți, eu asta aveam întotdeauna când taică mi-o spunea, tu trăiești pentru slava lui Dumnezeu, mă rog, mi-o zicea altfel, hai la adunare, că dacă nu ai încurcat-o. Eu când m-am pocăit, asta îi ziceam, dar ce am făcut eu? De ce să mă pocăiesc? Că de bătut pe nimeni prea tare n-am făcut? De furat n-am furat, n-am făcut nimica. M-am mai luat de la voi împrumuturi nerambursabile și atât. De ce să mă pocăiesc? Dar știți ce spune Biblia? Ba mai veneam și mă lăudam. Ziceam, păi da, uite, pocăitul ăla, câți bani odată la? Păi da, cât am dat eu? Dar ce fac ăștia din adunare? Păi eu mă duc, eu fac, eu mă implic, eu uite, mă duc, ajut. Că eram din ăsta care citeam niște cărți scrise de niște filozofi existențialiști și aveam un sentiment din ăsta, să ajut săracii, să mergi, să faci, haide să mergem, să facem. Ziceam, păi da, eu de ce să mă pocăiesc? Că n-am niciun motiv să mă pocăiesc. Până când într-o noapte, stând acasă, în fața unei cărți scrise de un celebru autor
Fyodor Dostoevski e numele acestui autor, citeam o parte dintr-o carte scrisă de el, frații Karamazov, marele inchizitor, un moment acolo care îl prezintă pe Iisus Hristos și ce s-ar întâmpla cu lumea dacă s-ar întoarce Hristos și cum cei care conduc biserica l-ar judeca și l-ar răstigni încă o dată, și un discurs foarte interesant acolo. Și în timp ce stăteam în liniștea camerei mele într-un apartament din ăsta comunist, unde auzi noaptea, cândva era noaptea târziu, eram singur acasă, părinții erau plecați la țară, brusc l-am simțit pe Iisus prezent în camera mea. Și până atunci eu, care mă lăudam ca multe merite în fața lui Dumnezeu, câte fapte bune am și așa mai departe, brusc atunci l-am simțit pe Iisus Hristos prezent în camera mea și am început să strig cât puteam de tare: există Dumnezeu, există Dumnezeu, există Dumnezeu. Știți ce am făcut? De la 12 noaptea până la 4-5 dimineața n-am făcut altceva decât să plâng. Eu, care până atunci aveam un pomelnic lung cu toate meritele mele, Duhul lui Dumnezeu mi-aducea aminte de toate păcatele pe care le-am făcut încă din copilăria mea, și suta aia de leu pe care am luat-o de la tata când tata nu era pe fază, și nu știu, alte chestii pe care le-am făcut, și plângeam cu disperarea omului care știe că fără Dumnezeu nu poate să se mântuiască. Și cândva către 5 dimineața am simțit o bucurie pe care nu vă pot descrie în cuvinte. Mai târziu am aflat că bucuria asta se numește bucuria mântuirii. Și multă vreme, la fel ca David, au fost momente în viața mea când parcă n-am mai simțit această dulceață a bucuriei mântuirii. De multe ori am zis lui Dumnezeu: Doamne, nu lua de la mine bucuria aceasta. Și poate ești în această seară aici și ești gata să-i spui la fel ca David în Psalmul 51, după ce păcătuiește, îi spune lui Dumnezeu: Doamne, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Că e o bucurie care nu se clădește nici pe sănătate, nici pe bani, nici pe relații, nici pe statut social, ci pe un singur lucru: pe prezența lui Dumnezeu în viața noastră, slăvit să fie El. Dacă nu-i Dumnezeu prezent în viața noastră și facem lucruri bune, lucrurile bune nu ne salvează, doar credința ne salvează. Oricâte fapte bune ai avea, ele sunt făcute de cele mai multe ori dintr-o motivație greșită. Punctul 4, mai avem 3 puncte, vă zic asta să vă încurajeze. De astea sunt mai scurte, vă promit. Al patrulea lucru, cântați în surdină careva la pian, ca să-mi aduc aminte că se apropie sfârșitul predicii. 4. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când stăruim în rău, când stăruim în rău. Când, știți, noi pentecostali avem stăruință, dar o stăruință după Duhul Sfânt. David de data asta are un alt fel de stăruință, stăruie în rău. Când Ioab îi zice: de ce vrea împăratul să facă lucrul acesta rău? Spune Biblia că a stăruit în rău. Știi ce înseamnă să stărui în rău? Să insiști în rău. Să spui: eu am pornit pe drumul ăsta, e o prostie, dar țin de el, că e prostia mea. Marea boală a creștinismului de astăzi nu este păcatul făcut accidental, ci păcatul în care omul cade încă o dată și încă o dată și încă o dată. Păcatul în care stărui de multă vreme și parcă nu-i nimeni să te trezească. Și când vine un om al lui Dumnezeu și spune, sau îți vine mama și tata și spune: măi băiete, măi fată, nu ești bine cum ești, vină înapoi pe drumul ăsta pe care trebuie să mergi. De foarte multe ori nu băgăm în seamă, mi se pare o absurditate, și noi ce facem? Facem la fel ca David, stăruim mai departe în rău. Mi-a spus un băiat: într-un singur an am avut 4 accidente. 4 accidente și tot peste 200 mergeam. Câteodată parcă suntem orbiți. Avem o singură direcție și așa se întâmplă cu omul când e stăpânit de un anumit păcat. Nu-i mai pasă de nimic. Numai înainte, nu-ți pasă de nimic, mergi înainte. Și spune doctorul: mă omule, lasă-te de fumat, nu-ți pasă, mergi înainte. Și spun alții de lângă tine: mă, vezi că-ți distrugi familia, nu-ți pasă, mergi înainte. Și asta înseamnă stăruință rău. Și când omul ajunge să stăruie în rău, cum face David în cazul de față, atunci când Ioab încearcă să-l trezească, el stăruie mai departe în rău. Vreau să vă spun ceva: omul se îndepărtează de Dumnezeu stăruind, insistând pe calea aceasta îndepărtării de Dumnezeu. Mai există un motiv. Ne îndepărtăm de Dumnezeu atunci când nu înțelegem
că faptele noastre au urmări, au consecințe. Și acum fiți foarte atenți, că din tot textul e unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am găsit în textul acesta. Și ce spune Biblia aici? Zice că aparent David se pocăiește. Vă, nu vi se pare că se pocăiește? Mie mi se pare la un moment dat că parcă se pocăiește. După ce își dă seama că a greșit, că a făcut numărătoarea poporului umflat de mândrie, spune Biblia în versetul 10 că David a zis: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Și zice Biblia că a doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prin prorocul Gad, văzătorul lui David: du-te și spune-i la David că nu se termină totul aici. Păi dar cum? Dar s-a pocăit. Totuși Dumnezeu zice, pentru că ai trăit în păcatul acesta, urmează niște consecințe. Fiți atenți, ce înseamnă asta? Poate unii dintre voi nu înțelegeți de ce insistăm atât de mult la evanghelizare să vă pocăiți. Acum vreau să vă spun de ce. Pentru că noi știm că fiecare păcat are consecințe. Dar spui: bun, dar eu să mă pocăiesc, e mult pe mulți auzi zicând: eu mă pocăiesc pe patul morții, eu să mă pocăiesc peste un an. Nu se termină lumea, stai liniștit, că nu se termina nici anul trecut, nu se termină nici acum, mă simt încă bine, mă simt încă sănătos. Vreau să spun ceva, sunt consecințe, urmări ale păcatelor tale care rămân și după ce te-ai pocăit. Știți la ce mă refer acum? Că atunci când te pocăiești, Dumnezeu te iartă de păcatul tău, sufletul tău se duce în rai dacă mori, dar, de exemplu, dacă ești bolnav de plămâni pentru că ai fumat prea mult, Dumnezeu nu-ți promite că te vindecă de cancer pulmonar. Dacă din cauza imoralității tale ți-ai distrus familia, Dumnezeu nu promite nicăieri că va rezolva. Da, în harul lui Dumnezeu poate să o facă. Dar eu am cunoscut, de exemplu, în urmă cu ceva vreme, în timp ce predicam, în mod spontan, un om a venit și s-a predat în față. A venit în față fără să fac nicio chemare, a venit până aici și omul se plângea, cum plângea David a doua oară, că ați văzut că după ce David trăiește urmarea păcatului lui, spune David: doar eu am păcătuit, să mă pedepsească Dumnezeu, zice, pe mine, nu pe cei de lângă mine. Și mi-aduc aminte că bărbatul acela a venit în față și plângea și îmi spunea: din cauza păcatelor mele, zicea el, m-a părăsit nevasta, m-au părăsit pruncii și acum sunt singur. Și mi-aduc aminte că am vorbit cu el, m-am rugat pentru el, omul s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, dar din păcate familia lui a rămas mai departe așa. De ce? Pentru că Biblia spune că ce seamănă omul aceea va secera. De aceea spune Biblia că e bine încă din tinerețea ta să-L urmezi pe Iisus Hristos. De aia, dragi tineri, mă bucur mult că sunteți aici. Chiar dacă de multe ori ăștia care sunt mai în vârstă se uită așa suspicios la cei care sunt mai tineri și zic: bă, ăștia cu cântările lor și așa mai departe, bucurați-vă că sunt aici. Pentru că atunci când păcatul pune amprentă pe mintea noastră, pe conștiința noastră, pe trupul nostru, nu spun că Dumnezeu nu ne iartă, oricât de multe păcate ai fi făcut, Dumnezeu te iartă chiar în seara asta, dar vreau să spun ceva, sunt consecințe care rămân. De-aia insistăm noi atât de mult ca omul să se pocăiască acum, pentru că sunt oameni care spun în felul următor, zice: lasă, domnul pastor, că o să mă pocăiesc la bătrânețe, când, nu știu, o să văd eu mai târziu. Știți cum e asta? E ca și cum ai fi într-o mașină care merge spre prăpastie și tu ai zice: mă, până ajung în prăpastie mai sunt 2 minute, să mă uit cum arată munții ăștia aici. Păcatul are consecință. Biblia spune că dacă un om trăiește într-un anumit păcat, tu trebuie să-l smulgi ca din foc. E ca și cum un om ar fi într-o casă plină de flăcări și tu i-ai spune: mă, să strângem focul, să chemăm pompierii. Și el ar zice: mă, mai este vreme, nu mai, până arde podul ăsta, ne mai putem uita și la ceva. Și exact asta se întâmplă cu mulți oameni din vremea noastră. Vreau să vă avertizez, oameni buni, păcatul are consecințe. Nu stă Dumnezeu, cum își imaginează câte unul, cu trăznete și tunete, să zică: nu, mai lovește-l pe ăla, mai lovește-l pe ăla, nu. Păcatul în sine are consecințe. Minciunea are consecințe, imoralitatea are consecințe. V-am mai povestit și am povestit de multe ori în predicile mele, dar se potrivește atât de bine aici. Mi-aduc aminte de un prieten de-al meu care a ales să părăsească biserica, să trăiască în imoralitate. La un moment dat și-a înșelat nevasta și a ajuns o situație atât de complicată. Și mi-aduc aminte că soția lui, când a aflat, era însărcinată, a încercat din disperare, pentru că amândoi erau departe de Dumnezeu, să-și pună capăt zilelor, să se sinucidă. Și în încercarea asta de suicid au venit doctorii, au salvat și viața copiilor, că erau doi copii care urmau să se nască gemeni, dar amândoi copiii, din cauza medicamentelor luate, s-au născut cu grave probleme.
Cei doi, după ce au trecut prin toată povestea asta nenorocită, s-au întors în mod real la Dumnezeu, dar vă mărturisesc că de câte ori poposesc în casa lor, le văd durerea, le simt suferința și îmi spun, mi-aș dori, îmi spune prietenul ăsta al meu, măcar să umble copilul, măcar să stea pe picioarele lui, nu să spună chestii complicate, nu să fie primul la școală, ci măcar să poată să spună tata sau mama. Nu putem da vina pe Dumnezeu că ni se rupe familia. Nu putem da vina pe Dumnezeu că ne distrugem singuri sănătatea. Nu putem da vina pe Dumnezeu pentru că Biblia spune foarte clar: alege, omule, cum vrei să trăiești. Da, Dumnezeu a îngăduit să ne naștem într-o lume în care există multe ispite, sunt multe tentații. Nu Dumnezeu ispitește, diavolul ispitește, dar tu alegi în mod rațional și conștient să faci un anumit lucru care îți distruge viața și rămân consecințe. Nu te gândi că te vei pocăi la bătrânețe, pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Și am să vă spun al șaselea lucru cu care închei. Al șaselea lucru este frica de oameni. Știți ce zice David aici? Un lucru pe care mulți îl spun, zice așa: sunt într-o mare strâmtorare, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Eu vă spun așa, cum e mai bine oare? Știți că mulți zic așa, eu cu Dumnezeu o rezolv eu cumva. Mai mă duc acolo, mai fac cu tare, mai nu știu ce, dar de oameni... Și ce spune Biblia? Biblia spune că frica de oameni este o cursă. Sunt oameni care ani de zile stau prinși în cursa asta. În Matei, capitolul 10, cu versetul 28, ascultați ce spune Biblia: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu vă pot ucide sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel care vă poate pierde și sufletul și trupul în ghienă. Nu vă temeți de oameni. În Evrei 10 cu 31 spune: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Nu spune, lasă că o rezolv eu cu Dumnezeu cumva. Pentru că mulți la noi, la români, au mentalitatea aceasta. Și mulți sunt prinși în această cursă a fricii de oameni. Nu mă rog în biserică, de ce? Ce o să zică oamenii? Îmi spunea un domn care venea și mi-a ascultat predicile din înalta societate, mi-a zis: eu m-aș pocăi, dar domnul pastor, dumneata știi cine-i tata? Știi ce școală am eu? Dar ce o să zică? Și îmi dădea vreo 3-4 variante. Și ce spune Biblia? Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. O, slăvit să fie Dumnezeu! Frica de oameni ne ține în loc, e o cursă în care stăm legați și sufletul tău se zbate în cursa asta de ani de zile. Dacă nu slujești și în biserică, e că ți-e frică de ce o să zică nu știu care. Dacă n-ai curajul să zici un amin, e că ți-e frică de faptul că se vor uita la tine ciudat oameni și o să zică, bă, ceva nu-i în regulă cu asta. Dacă n-ai curajul să te botezi în apă, e că te gândești că ce o să zică mătușa, ce o să zică unchiu, ce o să zică nu știu cine, și te ține frica de oameni. Frica de oameni, dragul meu copil, dragul meu tânăr, te împiedică să vii la biserică și când vii, te uiți în stânga și în dreapta, să nu mă vadă vreun coleg de la școală, că ce o să zică colegul ăla de la școală? Și frica de oameni ne leagă pe mulți dintre noi. Vreau să vă citesc doar din memorie, nu e chiar un citat, e cu ce am rămas eu. Eusebiu de Cezarea povestește cum primii creștini intrau în arenele romane, intrau pe stadioanele romane unde creștinii erau chinuiți. Erau dați să fie sfâșiați animalelor. Și spune Eusebiu de Cezarea, erau copii, erau tineri, foarte tineri. 15, 16 ani, mulți dintre ei. Imaginați-vă o mână din asta de oameni intrând într-un stadion cu mii de oameni care se uitau ca la un divertisment să vadă cum sunt acești oameni sfâșiați de fiare. Și animalele sălbatice erau special înfometate pentru un asemenea moment. Și povestește Eusebiu, de multe ori se întâmpla că animalele acestea se aruncau înspre acești tineri. Iar tinerii intrau pe stadion, știind că îi așteaptă moartea, cu fețele strălucindu-le de bucurie și cântând cântări spre slava lui Dumnezeu.
De multe ori se întâmpla ca animalele acelea care erau înfometate săptămâni de rândul se aruncau asupra lor și parcă o mână nevăzută le opreau. Și cei care erau în arenă, uimiți de multe momente de felul acesta, se întrebau cine sunt tinerii aceștia și li se spunea, sunt creștini. Și așa mulți dintre cei care se uitau la asta, îl primeau pe Iisus Hristos în viața lor și au devenit creștini în felul acesta. Niște copii, niște tineri la 15 ani, fără să le fie frică de oameni. Pentru că atunci când trăiești cu viața asta, gândindu-te la ce o să zică nu știu care din sat, nu știu care nană, nu știu care bade, nu știu care unchi, nu știu care mătușă, ce au zice nu știu cine, eu vreau să te întreb, oare ce va zice Dumnezeu despre tine? Te-ai întrebat vreodată la asta? Sau zici, lasă că cu Dumnezeu fac eu, cum a zis David, cu Dumnezeu o rezolv, că Dumnezeu e bun, dar mătușa zice, n-ai cunoscut-o. Cu Dumnezeu o rezolv cumva. Vreau să facem un lucru în seara asta, vreau să ne rugăm. Și vă cer să vă ridicați în picioare. Aș vrea acolo unde sunteți, să închideți ochii.